În ședința extraordinară desfășurată pe 15 septembrie 2022, consilierii locali au adoptat proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții construire bază sportivă în municipiul Călăraș. Acesta este terenul unde se va construi o bază sportivă. Baza sportivă va fi una multifuncțională. Vor fi terenuri de tenis, volei, handbal și basket. Mai multe informații ne oferă chiar primarul municipiului, Marius Dulce. Este vorba de un proiect pe care trebuia să-l accesăm mai demult cu CNI-ul. De fapt, a fost și licitat, dar din păcate a venit o singură societate, s-a prezentat la licitație, iar după ce s-a terminat licitația, am înțeles că nu îndeplinea anumite condiții și s-a reluat licitația. Iar în acest moment deja se evaluează din punct de vedere financiar, pentru că dacă inițial a fost undeva la 6 milioane de lei această valoare a proiectului, acum cred că a crescut datorită prețurilor. Iar noi am avut un proiect de hotărâre prin care predăm din nou terenul la CNI și așteptăm cât mai repede să producă această licitație și să putem să vedem un teren de tip 1. Asta înseamnă că este un teren de 80 pe 40 orbind de metri, dar încă un teren multifuncțional, vestiare și tot ce trebuie pentru o bază sportivă de acest gen.